Bună ziua, dragii mei! Astăzi v-am pregătit iepure cu șampanie la cuptor. Vă prezint ingredientele necesare. Cantitățile acestor ingrediente le veți alege dumneavoastră. În cazul în care nu vă place un anume ingredient, îl puteți omite. Prima dată vom încălzi cuptorul la o temperatură de 200 de grade. Eu voi folosi o cratiță de lut. Dumneavoastră puteți să faceți acest iepure în tava cuptorului, iar timp de 30 de minute veți acoperi iepurele cu folie de aluminiu sau un capac special pentru cuptor. Voi face un iepure ce are 2 kg, 5 grăunțe mari de usturoi ce le-am tăiat pe jumătate, o lingură de boabe de piper amestecate cu piper măcinat, o lingură de cimbru uscat, o lingură de busuioc uscat, 10 grăunțe de usturoi ce le-am tocat mărunt, 30 de ml de ulei de măsline, dumneavoastră puteți folosi orice tip de ulei doriți, 250 de ml de apă, 250 de ml de șampanie, puteți înlocui șampania cu vin alb, puțin pătrunjel și sare după gust. Vom așeza carnea în tavă sau în forma ce dorim să facem acest iepure la cuptor. Vom adăuga usturoiul ce l-am tăiat pe jumătate, piperul, sarea, cimbru, busuiocul și toată apa. Voi întoarce carnea. Voi introduce în cuptorul preîncălzit la o temperatură de 200 de grade timp de o jumătate de oră. Cum am cuptor electric, am lăsat ambele rezistențe să funcționeze, iar grătarul cuptorului l-am pus pe al doilea rând de jos al cuptorului. Într-un blender vom adăuga usturoiul tocat, pătrunjelul, 10 ml de ulei de măsline, 10 ml și 30 de ml de apă rece. Le vom mixa până ce vom obține o pastă. Când am obținut această pastă, o vom lăsa deoparte până ce vom avea nevoie de ea. Am adăugat într-un bol 10 grame de unt și îl vom lăsa deoparte. Voi adăuga 250 de ml de șampanie într-o cană și o vom lăsa deoparte. Din acest moment vom aștepta ca iepurele să se gătească timp de 30 de minute în cuptor. Au trecut 30 de minute, voi scoate carnea de iepure din cuptor, voi întoarce carnea de iepure, voi unge toată carnea cu acest sos, voi întoarce din nou carnea. După ce am uns iepurele, vom adăuga 250 de ml de șampanie. Așa cum v-am spus mai devreme, puteți să adăugați vin alb. Cum eu doresc să am și puțin sos, eu nu voi lăsa ca acest sos să scadă complet. Până în momentul în care voi adăuga untul, din 15 în 15 minute, voi întoarce carnea pe ambele părți. În momentul în care am obținut consistența ce o doresc pentru această carne de iepure, voi continua cu rețeta. A trecut o oră și jumătate, carnea de iepure este gata, este foarte suculentă. Am întors carnea, așa cum v-am explicat mai devreme, din 15 în 15 minute. În acest moment, voi unge carnea cu unt și îl voi introduce în cuptor timp de 10 minute, apoi voi stinge focul. Am scos iepurele din cuptor, îl voi așeza pe un platou. Apoi voi adăuga din acest sos ce ne-a rămas. După ce am adăugat tot iepurele și sosul în platou, vom presăra puțin pătrunjel proaspăt, apoi îl vom putea servi. Este foarte, foarte fragil, iar în interior este foarte suculent.
Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să încercați și voi această rețetă.